Mulțumesc foarte mult, Marian. Nu fac sport, mănâncă multe dulciuri, stau zilnic la televizor cel puțin 2 ore. Acesta este profilul cel mai întâlnit al unui elev de clasa 1 din România. Un studiu realizat de GFK arată că stilul de viață al copiilor este din ce în ce mai nesănătos, iar micuții fac tot mai puțină mișcare. Câți dintre elevii din clasa 1 fac zilnic sport? Ne spune colegul meu, Radu Țulan. Radu, bun găsit! Bun găsit tuturor! Doar 38% dintre elevii din clasa 1 fac zilnic mișcare. Conform acestui studiu, rezultă faptul că elevii din clasa 1 participă doar în proporție de 50% la orele de educație fizică și sport sau fac un alt sport în particular de 2-3 ori pe săptămână. Totuși, ei mănâncă în general dulciuri și mai puțin legume, dar în fiecare dimineață majoritatea iau micul dejun. Conform studiului, de cele mai multe ori, micuții consumă mâncare gătită. Cât despre televizor, rezultă din cadrul acestui studiu că micuții stau peste 2 ore în fiecare zi în fața micului ecran. De asemenea, în weekend copiii stau cel puțin 3-4 ore în fața televizorului, aproape la fel de mult timp cât alocă și lecțiilor. Acela studiu arată că un copil din clasa 1 are în medie 7 ani, cântărește 26 de kilograme și are 1,25 m înălțime. Peste 68% dintre acești copii mănâncă de 3 ori pe zi, iar unii dintre ei recunosc și că iau câteva gustări între mese.